Dumnezeule, Harul Tău,
Doamne, miluiește! Prea Sfântă Prata, prea binecuvântată, slăvită Stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Binecuvintează suflete ale pre Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui, bine ești cuvânt al Doamne. Iar și iar pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și curea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Eu sunt născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bunule născut, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, cel ce ești fără de moarte, ai primit pentru mântuirea noastră, a te îndrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care ne-ai schimbat de întrupat și răstignindu-te Hristoase Dumnezeule, moartea pe moarte ai călcat, Domnul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne, Doamne,
Veniți să ne împiedicăm.
apropiat de dânsul ucenicii săi și i-au zis, locul acesta este pustiu și iată e târziu. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate, să-și cumpere de mâncare. Iisus însă le-a răspuns, nu trebuie să se ducă, dați-le voi să mănânce. Dar ei au spus, nu avem aici decât numai 5 pâini și 2 pești. Atunci el a zis, aduceți-le aici la mine. După aceea a poruncit oamenilor să șadă pe iarbă și luând cele 5 pâini și 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor și au mâncat tot și s-au săturat și au strâns rămășițele pe fărămituri, 12 coșuri pline. Iar cei care mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să tragă înaintea lui pe țărmul celălalt până ce el va da drumul. Mitropolit al Moldovei și cu copiii de prea Sfințitul Părinte.
Părintele nostru, de chipul Bătăgenean, Episcopicală, la Arhiepiscopia și doar să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Thank you.